Accidentul s-a petrecut în jurul orei 11. George Wacheșu era elev în clasa a 12-a în cadrul grupului școlar Construcții de mașini Colibaș. Tânărul a observat prea târziu camionul care era parcat pe partea dreaptă a carosabilului, astfel că în urma frânării mașina pe care o conducea a derapat, a pierdut controlul volanului, iar impactul a fost fatal. Bulevardul Dacia în zona penitenciarului a avut loc un accident cu victimă. Ne-am deplasat în cel mai scurt timp la fața locului. Din prime verificări am constatat că accidentul s-a produs datorită pierderii controlului direcției de deplasare a conducătorului auto, care circula din direcția Mioveni către Pitești. A fost o intervenție dificilă, deoarece turismul care a fost avariat a avut, a fost lipit de către acest autocamion prezent în dreapta mea. Împreună cu colegii mei de la descarcerare am intervenit pentru scoaterea victimei rămase încarcerate prin lăturarea ușei stângii laterală față. Polițiștii recomandă mai ales tinerilor să circule cu viteză redusă și să acorde o mai mare importanță atunci când sunt la volan.